Nu știu dacă ați realizat asta, dar cred că e important să fim conștienți. O să iau ca exemplu Statele Unite, pentru că aparent acest concept afectează întreaga lume, inclusiv pe ei, inclusiv pe România. De-a lungul timpului au fost mari imperii care s-au prăbușit, au apărut altele și s-ar putea ca istoria să se repete. Am mai dat exemplul ăsta mai de mult, dar e important să-l repet ca să înțelegem ceea ce urmează să spun, și anume faptul că acum 50 de ani, 60 de ani, un om în medie în Statele Unite câștiga undeva la 11.000 de dolari pe an, adică undeva la 900 de dolari pe lună, cu care putea să-și întrețină 5 copii sau la fiecare 3, 4, 5 luni putea să-și cumpere un Ford Mustang nou. Același lucru nu prea se mai aplică în ziua de astăzi, în România cu siguranță nu se aplică așa ceva, iar dacă ne uităm de acum 50 de ani până în prezent, o să observăm că deși teoretic avem mai mulți bani, în realitate ei sunt diluați, este multă inflație, mult currency creation, iar noi suntem de fapt mai săraci. Mă distrează extrem de tare când văd la televizor: avem o creștere economică de 6% și inflație 10%. Bravo, boss, aia e afacere. Mai ții și banii la bancă și ești rezolvat pe viață. Ceea ce vreau să subliniez și e foarte important să fim conștienți este că, 1, pământul ăsta are resurse limitate. Pământul ăsta înainte, nu știu, acum 100 de ani, era exploatat de mai puține miliarde de oameni. Mai exact, vreau să văd exact World Population Evolution, să nu zic vreo prostie. Deci populația globului arată cam așa. Conform Wikipedia, în 1800 erau 1 miliard de oameni. Să ținem cont și de faptul că prin 1500-1600 pe acolo a fost ciuma bubonică, Black Death, moartea neagră, care a redus 40-50% din populația globului. Nu erau leacuri, nu era antibiotic, nu era nimic. Ori treceai peste, ori o evitai, ori o mierleai. Una e să exploateze 1 miliard de oameni resursele de pe planetă, lemn, păduri, ape, faună, minerale și așa mai departe, și alta e să fie 8 cât suntem astăzi. În 1927, 2 miliarde, în 1960, 3 miliarde, în 1974, 4 miliarde, 1987, 5 miliarde, și în 2011 am fost 7 miliarde. În 2023, adică la anul, o să fim aproximativ 8 miliarde. O să se mai încetinească această creștere, însă care este esența acestui episod? Suntem prea mulți, resursele sunt aceleași sau chiar mai puține pe zi ce trece. Există și un sistem monetar destul de corupt. Implicit, noi vom fi ca oameni tot mai săraci. O să trebuiască să ne limităm la cât mai puține resurse. Key takeaway din acest episod, ceea ce trebuie să reținem, este că consumerismul ăsta, 1, 2, ignoranța față de educația financiară, ignoranța față de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ignoranța față de poluare, ignoranța față de, nu știu, păduri, ignoranța față de viitorul generațiilor noastre, toate aceste lucruri combinate vor avea consecințe grave. Eu am o părere proastă în general despre oamenii care n-au o situație foarte bună sau au o situație bunicică și se aruncă la chestii foarte lavish, la chestii foarte extravagante. Adică, nu știu, dimineața traversam și era o doamnă într-un X6M. Stau și mă întreb dacă acea doamnă are într-adevăr sau nu niște milioane de euro, și stau să mă întreb dacă acea doamnă oare își permite cu adevărat un motor de 4-4 V8 pe un SUV, precum un BMW X5, X6M, care consumă undeva la 20-30%, multe grame de CO2, multă poluare, multe taxe, mulți bani irosiți. Mie, din punctul meu de vedere, este risipă total. Îmi plac mașinile, sunt pasionat de mașini, dar sunt lucruri mult mai importante decât luxul meu, care îi va afecta și pe alții mai târziu. Ideea care este? Trebuie să investim, să cheltuim mai puțin, să conservăm ceea ce avem
și crede-mă, poți fi fericit și cu puțin. Puțin nu în sensul să mă abțin să mănânc, să abțin să mă duc nu știu unde, să mă abțin, nu. Ai bani? Da. Ia-ți și tu o mașină electrică, pune niște panouri solare pe casă, încarcă-ți o teoretic din energie gratis, gândește-te la viitorul generațiilor de mâine și nu-ți mai cumpăra tot felul de chestii complet inutile, pentru că cumpărăm ca disperații, consumăm ca disperații, deversăm deșeuri ca disperații și după aia ne întrebăm de ce se întâmplă X, Y și Z, e poluare, etc., etc., etc. Eu sunt de părere că, nu știu, în cazul în care te întrebi, în cazul în care ești într-o situație dificilă, în cazul în care acum abia faci față la ziua de mâine. Și sunt foarte mulți, dacă nu chiar majoritatea, care trăiesc de la salariu la salariu. Adică în Statele Unite, 70% din americani trăiesc de la salariu la salariu. În România mi-asum că este aproximativ la fel. Sau ai niște economii destul de micuțe. Cu toate astea, nu pot să nu observ și știu exemple clare. Nu pot să nu observ, deci tu ești salariat, ai rate, dar te îmbraci, frate, îți cumperi numai haine de lux, numai Moschino, numai brand, deci brand din cap până în picioare. Ultimul iPhone, ultima fiță. Bine, la iPhone și eu păcătuiesc că îmi iau mereu ultimul telefon sau așa, dar într-un fel sau altul mă ajută în ceea ce fac. Majoritatea care își cumpără așa ceva își cumpără doar pentru status sau că stau pe Facebook. Și cam atât. Să zicem că pentru unii ca mine e un guilty pleasure, dar mulți nu o fac. O fac pentru status. Eu nu o fac pentru status, o fac pentru că îl folosesc. Mă rog, să zicem că mulți o să mă critique pe tema asta, că domnule, asta e doar o scuză. Ok, să zicem. Nevoia asta să impresionăm, să consumăm, să ne trăim viața, nu o să facă decât să ne sărăcească tot mai rău. Și acum, pe moment, dar mai ales pe termen lung. Eu aproape că pot să garantez că vom fi ca nație tot mai săraci, ca nație, ca oameni în orice țară. Deci dacă ți-e greu acum și ești obișnuit să cheltui, să treci la salariu, să nu economisești, să nu investești, să nu faci nimic, eu zic să te pregătești psihic să fie și mai rău. Eu sunt o persoană optimistă de fel. Nu sunt negativist, nu sunt pesimist, nici măcar realist nu sunt. Sunt fix optimist. Fac calcule optimiste. Prefer să fiu optimist și să fiu dezamăgit și să găsesc o metodă să ajung la nivelurile pe care mi le-am setat în optimismul meu. Eu așa funcționez. Dar având în vedere situația în care ne aflăm cu toții mondial, în următorii ani n-avem cum decât să fim tot mai săraci. Deci, o să fac un clip după acesta, vreau să comentez un anunț făcut și niște lucruri interesante de pe internet pe care le-am văzut, niște prețuri și niște anunțuri legate de inflație, care confirmă exact ceea ce spun. Ușor cu cheltuitul, ușor cu spartul, pentru că de aici înainte vom fi tot mai săraci. Vor fi tot mai puțin bani în existență, iar banii cu adevărat bani, adică aur, argint, aseturi, pământuri și așa mai departe, vor fi tot mai rare. Ăia sunt adevărații bani, cârtiile n-au nicio valoare, iar pur și simplu vor fi din ce în ce mai puține. Trebuie să învățăm, să conservăm ceea ce avem, să fim mai raționali, să nu mai consumăm în prostie și să nu mai poluăm în prostie, pentru că, repet, toate aceste lucruri combinate vor avea consecințe grave asupra noastră acum și mai ales mai târziu. Nu știu câți vă gândiți la chestia asta, eu mă gândesc, mai ales că faci un copil, copilul tău va face un copil și cumva ceea ce facem acum vor avea o influență foarte mare peste 50 de ani, 100 de ani, la care sunt sigur că majoritatea nu se gândesc, pentru că zic ce mă interesează, eu întrezi viața, atunci nu se mai trăiesc, așa că nu mă interesează. Este foarte urât din partea ta să gândești ce-mi pasă mie, ce se întâmplă peste 500 de ani, 300 de ani, că eu oricum nu o să mai fiu, așa că pot să fac ce vreau. Este o gândire foarte slabă, să-i spun așa elegant, o gândire foarte slabă. Susțin mediul, susțin investițiile, susțin evoluția, dar sunt de părere că trebuie să evoluăm mai clean și mai cu cap și să poluăm mai puțin. Sunt curios voi ce aveți de zis mai jos. Vă mulțumesc, ne vedem în următoarele episoade.